fraților, nu stai să vă arăt ce înseamnă țara asta noastră românească și ce vă așteaptă și pe voi. Cam eu până la urmă mă-i mai apăra cum îi putea, da? Astăzi am avut ședință de consiliu. Și le-am spus consilierilor, mă, totuși ce face, mă, că nu se poate ăsta cu oile lui să ne dripolească în halul ăsta atâtă comună. Și consilierul, dacă nu vine, da. Și i-am spus, uite-te, mă, Ovidiu Ferdea, crezi că să veniți să stați aici? Ia uite, îți arăt în direct. Uite-te cum vine, s-o lăsa seara, toți fermierii trebuie să-și baje oile la loc și să apucă revnic acum cu oile până toată ferma. Uitați-vă aici, Ania, înaintea oilor nu nimeni și apoi să duc acolo și pe pământurile și pe iarba noastră. Uite ce colbia să de la urma oilor. Vezi, Ovidiu Fertea? Ia uite-te, primarii cu tăcu ăsta cu care îl aperi tu. Grijania mamii mătii de gunoi cu tăcu consilierii tăi penali, mă. Uite-te ce se întâmplă aici, e o putoare de nesuportat, mă. Băi, consilieri PNL, handicapați care sunt ce... Băi, ce lumină face aici, ăsta își permite cu lumini din astea. Pune acolo în spate. Uite-te tu câte oi vin, că ăsta-i drumul pe care eu l-am făcut. Haide acolo, mă! Haide acolo! Uitați-vă aici câte oi vin de acolo. Pune, mă, să se vadă până acolo pe deal. Uite-te! Haide acolo! Rexi! Vin aici! Uitați-vă, domnilor consilieri PNL, chicavar, ouăle să vă pice, care stați acolo numai să vă faceți rândul. Uite-te, cu proiect de hotărâre ca să-l oprească și primarul care-i președintele comisiei de mediere. Asta suportăm în fiecare dimineață și seară. Toți fermiarii își retrag oile, el le-a ținut închise tătă ziua, așa cum a să duce, frate, pe tătă comuna. Doamna polițistă de la Petreș, care m-a amendat, de ce nu vii acum să vezi că iasă pe drumul public? Ia pune să mă vadă. Doamna polițistă, care m-a amendat cu 200 de lei, da? Uite-te acum, nu mi-are pe drumul public. Uite-te la filmarea asta și te rog să vii să-l amendezi. În fiecare dimineață și seară el rupe drumurile publice. Tă-tă-tă-tă-tă, cacă drumurile. Vine vidanja de la primărie. Stați ar primari îngrumați să stai tătă viața ta. Să nu te bucuri. Să ne toace în halul ăsta. Nu ți-ar fi rușine, mă. Ți-ai făcut două case acolo în buricul târgului, mă. Băi, tișe, mă, până când așa și stați ca jezuri acolo pe-n birourile voastre, mă. Și așa ceva, să n-ați luat o măsură. Președinte de Consiliul Județean, mă. Nu ți rușine, mă. Nu ți rușine, mă, nemernic care ești, să nu luați nicio măsură, mă. Uitați-vă voi de când te vin și mărg. Ia, ăla în drum acolo în ea și uite-te la ui. Uite-te câte oi ne dripălește aici, mă. Cum să vă mai zăgmăne ghiobilor, mă, ca să luați o măsură? Băi, oameni dragi, uitați-vă la sote. Au început să dea foc la grâne, să ne sărăcească. Au adus lăcuste pe noi. Deja pe față le fac tătie. Uite-te, să nu iei nimeni absolut nicio măsură. Da? Și dormiți pe... Pe ce dormiți, mă? Rușine să vă fie, bă, și la toți consilierii care sunt Consiliul Local Ciurila. Sunteți din Sălicea, râdeți de mine când vă zic că-s probleme. Astea-s probleme, mă, care nu se rezolvă. De 2 ani de zile n-ați rezolvat, bă. Nu putem rezolva, mă. Că voi sunteți peneliști. Bă, nici nu știu cum să vă blastăm, că v-aș blăstăma cât de urât se poate, mă, că nu mă pot uita la voi. Nu vi rușine încă vă râdeți, mă. Mă, ce sunteți, mă? O șleactă care sunteți acolo în Consiliul ăla, mă. Nu vi rușine, mă. Încă râdeți de mine, mă, când zic tădeauna, îs problemele mele personale. Îs o grămadă de dosare care le-am început cu oameni. Uite, ce vine pe fânațele oamenilor, mă.
Tă, dragii mă. Ce ți-o făcut, bă, primarii? Bată-te Dumnezeu să te bată astăzi și nu mâine. Că orice zic de el, când auzi de el, schimb imediat subiectul, mă. Mai și foste, să nu te și cunoscută în viața mea, gunoi care ești tu, mă. Nu ți rușine, mă, și să nu se poată facă nimica, mă. Ce cotați, mă, în consiliul ăla, mă? Ce cotați, mă, în consiliu? A spus un jurământ că faceți după întru mine, mă. Uite-te, câte case sunt aici. Mere, mă, dobitoc de primar, ce ești pe-n față, pe la cumnatul tău. Tătă ziua și noaptea să suporte putoarea asta, mă. Și țar lumea care ești tu, mă. Nu-i bai. Nu-i bai jumangule că mi le-am pus tătirind și apoi încep. Bătrâneați atât în procese te port, mă. Să vă fie rușine, mă. Nemernicilor care sunteți, mă. Băi, consilierilor, uitați-vă la mine. Când intru în sala de ședință, nu vă mai uitați, mă, la mine, mă. Mă, păduchioșilor, mă, muritori de foame care sunteți, v-ați vândut pe nimica, mă. V-ați vândut, mă? 4,5 miliarde are datoria, mă. Tăp, nimic nu plătește și în continuare fac produce pagube, mă. Băi, polițiștilor, mă, ia-și-te-le, mă, să veniți să vă amendați pe mine, mă, și uite-te ce face ăsta aici, mă. Băi, procurorilor, noi, băi, românilor, că nu vă treziți. Nu vă treziți, dar o să mă râd eu de voi. Vine vremea când o să mă râd eu de voi și a să zic, n-am, mă, că nu v-ați trezit, uite-te ce vă fac ăștia. Chiar așa pe față, oricât zic și fac, nimic, bă, nicio măsură. M-a amendat polițista aia de la Petrești pe mine, mă, cu 200 de lei și ăsta taie comuna, rupe tătă comuna. Te rog să mă vezi, doamnă. Distribui să mă vadă doamna asta de la Petrești, că tătă lumea o să ce femeie e corectă și cinstită. M-a amendat pe mine și ai dat drumul la hoțul ăsta să margă pe tătie proprietățile oamenilor. Rușine să-ți fie. Rușine să-ți... Amă, unde ești? Dacă mă vezi, să vii să-i faci amendă, da? Băi, consilier de doi legi din comisia de evaluare, băi. Băi, Radu Moldovan, te-ai dus că primarul ăsta, de ce n-amendează poliția? De un an de zile, de când i-ai făcut, am zis, du-te, pune ochii doi, să poată și poliția să amendeze. Mangliți, te pregătește pe tine de primar, mă. Tu meriți să fii primar, mă. Hordă de tătari și de hoți care sunteți voi. V-am arătat încă o dată. Rândul trecut ați venit, mă, nemernicilor, măi. Ați venit la mine acasă că să fac eu procesul verbal. Nu vii rușine, mă. În frunte cu doctorul veterinar, mă, că și ți-e zic. Du-te-n... Că tătie și tu ai făcut manglel cu el, mă. Dar pe tăți vă dau la judecată, mă. Să vă fie rușine, mă. Tu tăt îmi zici, băi, doctore, că să mai încet. Să mai încet, mă, zi, mă. Zim. Uite așa ne tocă pe tăți. Vin oamenii la mine și îmi bat eu brazul mai... Mi-o trebuie pe mine să fiu consilier, mă. Ce să le zic, mă, la oamenii ăștia, mă? Că mi-e rușine de ei, mă. Și voi îmbuca țara la cină, liniștiți, că voi stați în sălicea. Voi stați în sălicea, vă dau tătă comuna, că vă faceți acolo fortăreața. Că minte noapte în sălicea îs dublu cât îs în restul comunii. Nu este apă, nu sunt drumuri, nu sunt condiții, nu este internet, nimic. Stați în sălicea. Acolo vă interesează, pătesc acolo să mișle jumbuși lucrurile. Închide-mă.